Ieri a fost o zi de mare sărbătoare pentru poporul nostru român și mi-aduc aminte de una dintre primele lecții pe care le-am învățat la istoria românilor și anume mi-aduc aminte ce mi-a zis profesorul de istorie, că noi românii suntem un popor special. Toți sunt special, dar unii sunt mai special decât alții. Dar noi suntem cumva special ca popor român pentru că vă spun definiția clasică, pe care cred că o știți. Suntem o insulă latină, o insulă de latinitate într-o mare de popoare slave. Asta e definiția clasică a poporului român. Deci noi suntem latini, singurul popor latin din Estul Europei. Acum, a fi latin și român în același timp e ceva extraordinar. Nu am pretenția în seara asta să fiu sociolog, să am mari studii în domeniu, am citit adevărat pe alții, dar știu că un lucru îi caracterizează pe latin și implicit pe român cu atât mai mult. Suntem genul de oameni și de popor care ne entuziasmăm foarte repede. Dacă există o trăsătură foarte de bază a poporului român, George Călinescu spunea că e și mediocritatea, dar o lăsăm deoparte în seara asta, el spunea că românii, dragii mei, sunt mediocri, dar e o chestie românească și anume că suntem foarte, foarte entuziasmați. Tot un scriitor latin de al nostru, e adevărat ceva mai prin vestul Europei, Stendhal, a zis așa: nu-ți fă iluzii ca să nu ai deziluzii. De ce vă spun asta? Pentru că noi suntem foarte, foarte entuziasmați. De foarte multe ori ne aprindem repede, ne bucurăm foarte repede, prematur câteodată și după aia trăim mari dezamăgiri. Când îți faci mari iluzii, există un risc să trăiești mari deziluzii. Vă dau un exemplu. Aveam 5 ani, apropo de sărbătorile acestea noastre patriotice, aveam 5 ani de zile la Revoluție. Probabil țineți minte momentul din 25 decembrie, când într-o zi în care sărbătorim nașterea cuiva, poporul român a omorât pe cineva. Nu discutăm motivele. Dar mi-aduc aminte și acum, aveam un vecin în sat, în sătucul ăla acolo în care am crescut, avea un radio portabil și îl ținea pe umăr și asculta Revoluția Română care era transmisă în direct și la radio și la televiziune. Și țin minte că la un moment dat a început să strige: ole, ole, Ceaușescu nu mai e. Dacă vă aduceți aminte nostalgicii perioadei respective, începutul anilor 90, cât entuziasm a fost în popor român. Țin minte că oamenii se îmbrățișau, aveam 5 ani și ceva, câteva luni de zile la Revoluție, dar mi-aduc aminte cât de mare entuziasm a fost pe străzile României. Oamenii se îmbrățișau, oamenii se felicitau, credeau că o să fie ceva incredibil. Dacă vă aduceți aminte însă, pe cât de mari iluzii am avut atunci, la câteva luni distanță, undeva prin iunie, am avut sezonul mineriadelor. Și dintr-o dată entuziasmul nostru a început să se stingă așa încetul. 1996 este un alt episod din perioada post-decembristă în care am avut mari iluzii. Eram tot tânăr pe vremea aceea și țin minte un slogan frumos de campanie electorală: dacă vrei schimbarea în bine, cheia e acum la tine. Ne-a promis-o un profesor universitar, domnul Constantinescu, dacă vă aduceți aminte, care a zis că vine cu 10.000 de specialiști și schimbă România în 4 ani, devine Elveția Estului. Nu știu unde să ia 10.000 de specialiști, că nu i-a văzut nimeni. Și dacă vă aduceți aminte, în 1998 România a fost la un pas, din punct de vedere economic, la pas de faliment economic. Vecinii noștri de sud, cu care ne comparăm mereu cu Bulgaria, au și reușit performanța asta. Noi am fost pe aproape. De ce vă spun asta? Pentru că a fost un moment de mari, mari iluzii și oamenii au trăit din nou dezamăgiri și deziluzii. Iosif, dacă ți-aduce aminte, 2004, eram în București, încă nu aveam flotant de București făcut încă, dar ne-am dorit foarte mult să votăm. Eu cel puțin unul am stat 6 ore în aeroportul Otopeni. Pentru că acolo puteai să votezi chiar dacă nu aveai flotant pe București. De ce? Pentru că dacă vă aduceți aminte, un marinar a debarcat în port și ne-a promis o chestie românească care la mine a prins foarte bine: să trăiți, țineți minte, nu? Să trăiți bine. Cum să nu vreau să trăiți bine? Eram așa de sărac că trebuia să-mi calculez bine cartofi în fiecare zi cât făceam porție la friteoză, ții minte, o să. Și m-am dus asta 6 ore în aeroportul Otopeni, o vreun moment dat să ne spună că nu mai putem, am făcut revoluția acolo, vrem să votăm, ne vrem să trăim.
Bine. Pe cât de mari iluzii, după aceea oamenii au trăit deziluzii. Dar nu ne învățăm mintea. Repet, nu e nicio apartenență politică, n-am niciun fel de culoare politică, dar am mai avut un moment de entuziasm în 2014. Am încercat în toate felurile noi cu ai noștri și am zis, aducem ceva diferit. Și am adus. Ne-a promis cineva, dacă vă aduceți aminte, o chestie frumoasă. România lucrului, bine, bine făcut. Și ați văzut dumneavoastră cât de bine se făcute lucrurile în România, doctoratele la politicienii noștri sunt extraordinar de bine făcute, sunt copy-paste. De asemenea, autostrăzi care se inaugurează după 3 zile, se surpă și 5 ani nu se mai inaugurează înapoi. De ce vă spun asta? Pentru că, vedeți dumneavoastră, în natura noastră latină, cumva, ne entuziasmăm și trăim mari dezamăgiri. Veți spune, frate Dorel, asta o știm. Bun. Vă dau o altă zonă, un exemplu, în care oamenii își fac mari iluzii. Hai să mergem puțin la zona căsătoriei. Acum, fețele unora, cam spun mult, dar uitați care-i treaba. Înainte de căsătorie, e un entuziasm extraordinar. Totul e perfect, el e perfect, ea e perfectă. Vă aduceți aminte? Țin minte că m-am întâlnit în urmă cu ceva timp cu un tânăr care s-a căsătorit, era de o lună de zile însurat. M-am întâlnit cu el undeva într-un magazin, Lidl. Era cât pe ce să facem accident cu cărucioarele. Și când îl văd, fi binecuvântat, bă, cum ești? Îți român, îți curios, cum îi? S-a uitat la mine, prima dată s-a uitat în spate să vadă dacă nu-i pe aproape soția. Este a fost un semn interesant. Și am zis, cum îi? S-a uitat la mine și a zis, cum să fie? Ca pe pământ. Și am zis, dar nu trebuia să fii la nouălea cer? Frate Dorel, numai ta pot să spun aterizare forțată. Am înțeles. Iluzii și deziluzii. Există o altă zonă în care oamenii își fac iluzii profesionale. Sunt oameni care cred că dacă o să termină la o facultate uneori foarte prestigioasă, o să primească din prima salarii de 2-3 mii de euro pe lună. Și unii trăiesc mari dezamăgiri. Am întâlnit în diaspora absolvenți de facultăți prestigioase din România care muncesc ceea ce nu le place și trăiesc mari dezamăgiri. Și aceeași poveste parcă aud, mi-am făcut iluzii și trăiesc mari deziluzii. De ce vă spun lucrurile acestea? Poate că e un mod atipic de a începe o predică de evanghelizare. De ce vă spun asta? Pentru că, dragii mei, există riscul foarte real pe care trebuie să-l sesizăm în seara asta. Oamenii dezamăgiți în familie, dezamăgiți politic, dezamăgiți emoțional, relațional, financiar, profesional, unii vin spre biserică ca un fel de ultim avampost. Și mai ales că li s-o promis de la unii, bă, vino, pocăiește-te, că dacă te pocăiești, nici COVID-ul nu o să se mai atingă de tine. Dacă te pocăiești, nu o să mai ai probleme cu banii niciodată. Și oamenii își creează de foarte multe ori unii mari iluzii. Dragii mei, există un om în Scriptură care spune un fel următor, și anume Iov. Mă așteptam la ce? Mă așteptam la fericire, astea erau așteptările mele. Și când colo, nenorocirea a venit peste mine. De foarte multe ori, dragii mei, există riscul pe care vreau să-l sesizăm în seara aceasta ca oamenii să-și facă mari iluzii spirituale. Și probabil că ai venit forțat, dezamăgit de tumultul vieții, de problemele vieții tale, de relațiile defectuoase pe care le ai, de căsnicia care e păbutuși, de copii care e rebel, de toate dezamăgirile pe care le ai în viață și ai venit în seara asta la biserică și te gândești cumva că din punct de vedere spiritual, dacă în această seară îl vei alege pe Iisus, îți faci niște speranțe și de foarte multe ori vreau să vă spun, oamenii își fac speranțe care sunt false în ceea ce privește pe Hristos. Și de ce vă spun asta? În urmă cu 2000 de ani, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos era în plin apogeu al lucrării sale pe pământ. Mii de oameni, dragii mei, nu zeci, nu sute, mii de oameni îl îmbulzeau pe Iisus, ba erau acolo, pe lângă cei 12 ucenici, era și un alt cerc de 70, unul mai extins, și erau oameni care oriunde mergeau Iisus, mergeau și ei. Și, dragii mei, știți ce văd? E un episod în Ioan capitolul 6. La un moment dat, Iisus ține o predică. Și după predica aia, spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă ceva interesant. Cei mai mulți pleacă, rămân numai 12.
După o singură predică în care Iisus spune: eu sunt pâinea vieții și cine nu mănâncă pâinea asta nu are viață, dragii mei, îl părăsesc toți. Și ce spun între ei? Vorbirea aceasta cum e? Păi vorbirea asta e prea de totului. Cum adică? El nu a venit să ne salveze politic? El nu va fi regele nostru? El nu o să ne elibereze de roman? Cum adică nu ne mai vindecă? Cum adică nu mai face cu tare? Noi ne-am făcut așteptări. Și oamenii ăștia dezamăgiți de Iisus, dragii mei, au zis: vorbirea asta este... cine poate să mai suferi? Și ce au făcut? L-au părăsit. Și Iisus rămâne cu 12 ucenici. Atât. Din sute de mii de urmăritori, dacă vreți. Din mii și mii de oameni entuziasmați, rămân 12. Știți de ce? Pentru că oamenii își pot face iluzii greșite din punct de vedere spiritual. De aceea, în această seară, dragii mei, îngăduiți-mi să ne uităm la un mod, dacă vreți, diferit de a-L cunoaște pe Iisus. Există o posibilitate foarte scripturală să-L cunoști pe Iisus dintr-o altă perspectivă, pe care vreau să ne uităm în cuvântul Domnului în seara aceasta. Și anume, la ce să nu te aștepți de la Iisus. La ce să nu te aștepți de la Iisus, pentru că este un mod, dragii mei, de a-L cunoaște, cred, foarte bun pe Iisus Hristos. Și primul lucru pe care vreau să subliniez, bazat pe cuvântul Dumnezeu în seara aceasta, este următorul aspect și un mare adevăr. Să nu te aștepți de la Iisus să-ți vorbească ce vrei tu să auzi, pentru că El întotdeauna îți va vorbi ce ai nevoie să auzi. Niciodată, dragii mei, și asta este o particularitate, dacă vrei, și o trăsătură de bază ca să știi că Dumnezeu îți vorbește. Niciodată Dumnezeu, Iisus Hristos, nu o să-ți vorbească ce vrei tu să auzi, pentru că Iisus îți va vorbi întotdeauna ce ai nevoie să auzi. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu a venit să ne satisfacă nouă curiozitățile în seara aceasta sau în alte seri. De ce vă spun asta? În urmă cu 2000 de ani, un fariseu pe nume Simon îl cheamă pe Iisus de la casă. Acum, e foarte interesant cum îi se adresează lui Iisus. Învăță, învățătorule. El consideră pe Iisus învățător. Acum, el ca fariseu, dragii mei, era învățător. Avea statutul de învățător. Erau cei mai școliți oameni ai vremii. Și gândiți-vă că omul ăsta, un învățător în dialog cu un alt învățător, a creat un fel de cadru în care se aștepta ca Iisus Hristos să-i vorbească lucruri profunde și adânci. Ba, s-o stresa să organizeze o masă, să cheme invitați, ca să-L aducă pe Iisus, acest învățător care era pe val în vremea aceea, și să-L audă despre învățătura lui. Ajunge Iisus de la casă, evenimentul e puțin perturbat de o femeie păcătoasă care se aruncă la picioarele lui Iisus, ăsta e supărat, dar în cele din urmă fiți atenți. Domnul Iisus începe să vorbească. Și acum probabil că Simon deja s-a așteptat și a pus cărțile de teologie pe masă și acum s-a așteptat la o mare dezbatere teologică el cu Iisus, de la învățător la învățător. Și ce interesant, auziți ce îi spune Iisus: Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, abia aștept. Și urmează o poveste parcă tipic românească. Un cămătar avea doi datornici. Unul datora 500, unul 50. Și fii atent, Simon. Niciunul nu își putea plăti datoriile. Nici ăla cu 500, nici ăla cu 50. Și pentru că nu își puteau plăti datoriile, și ce-au făcut? I-au iertat pe amândoi. Grea poveste, nu? Întrebarea e și mai grea. Care din ăștia crezi tu că o iubi mai mult? Și ce spune Simon? Cred că foarte dezamăgit. Cum adică? Socotesc că ăla căruia îi se ierta mai mult. Bravo, bine răspuns. Nu credeți dumneavoastră că Simon a fost foarte dezamăgit de Iisus? Adică eu te chem pe tine la mine să-mi ții o prelegere teologică, să-mi spui niște concepte adânci despre escatologie, despre sfârșitul lumii, despre dogmatică, despre... Și tu vii să-mi spui ce? O poveste. Simplă și cu o întrebare și mai simplă. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, Iisus nu vine să epateze în teologie. Iisus nu a venit să ne cucerească cunoștințele Lui. Iisus, dragii mei, a venit să ne spună adevărul. Și adevărul de cele mai multe ori este spus și sintetizat în povești simple. Care este esența acestei povești cu cei doi oameni datornici certați? Știți care este? Frați și surori, următorul lucru.
toți de aici, începând de la mine și terminând până la ultimul om de la balcon, toți de aici suntem datori vânduți din cauza păcatului. Toți de aici suntem datori vânduți din cauza păcatului. Și, dragii mei, nimeni de aici nu își poate plăti datoriile. Toată zeciuiala ta, toate milostenile tale, toate donațiile tale, toți refugiații ucrainieni pe care ai cazat, vreau să spun ceva, cu tot binele din lume pe care l-ai făcut, nu poți să-ți plătești datoriile. Știți care este vestea bună? În urmă cu 2000 de ani, a venit cineva în lumea aceasta ca să ne plătească datoriile. Și acesta, dragii mei, este Iisus Hristos. Pentru că spune Apostolul Petru, noi am fost răscumpărați din felul nostru de șir de viețuire moștenit de la părinții noștri, nu cu aur, cu argint și cu pietre scumpe, că atunci Gigi Becali ar fi primul mântuit din România și Ștefan cel Mare probabil înaintea lui. Noi am fost răscumpărați, dragii mei, cu altceva. Noi am fost răscumpărați, știți cu ce? Cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Dragii mei, adevărul este, oricât de inconfortabil și de incomod ar fi și pentru mine sau pentru tine, să-ți dai seama un lucru, că și anume, dragii mei, noi am fost mântuiți, spune Pavel, prin ce? Prin har și nu prin faptele noastre. Pentru că nimeni de aici nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu cu absolut nimic. Adevărul, dragii mei, incomod este și dureros că suntem datori vânduți din cauza păcatului. Și nimeni de aici nu-și poate plăti datorii, dar în urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos a venit în această lume să mântuiască și să răscumpere ceea ce era pierdut. Printre ei eram eu și ești tu și suntem noi. Dar a venit, dragii mei, să-și verse sângele pentru noi. Și aceasta este marele adevăr pe care tu și cu mine trebuie să-l auzi în această seară. În seara asta, ascultă-mă, tu n-ai nevoie de o prelegere teologică sofisticată. Tu n-ai nevoie să știi când va fi în seara asta sau să știi cum va fi cu peceții din Apocalipsa. E ok, ascultă-mă ce spun. Marea ta nevoie, a mea, este de mântuire în această seară. Și dacă ești aici, vreau să știu un lucru, să nu te aștepți de la Iisus, să-ți vorbească ce vrei tu să auzi, pentru că întotdeauna când Iisus vorbește, El o să-ți vorbească ceea ce ai nevoie. Și cea mai mare nevoie a ta, prieten drag, cea mai mare nevoie a ta, frate și soră, în această seară, e nevoia de iertare și de mântuire. Iisus Hristos îi spune femeii, iertate sunt. Că dacă avea nevoie de altceva informație, Iisus ar fi spus-o, dar era lucru de care femeia aceasta ar avea nevoie. Iertate sunt păcatele, credința ta te-a mântuit. La ce să nu te aștepți de la Iisus? Să nu te aștepți să-ți vorbească ce vrei tu să auzi, pentru că îți va vorbi întotdeauna ce ai nevoie să auzi. Al doilea aspect. Să nu te aștepți mai apoi de la Iisus să se comporte în casa ta ca un musafir, pentru că El este Domn. Să nu te aștepți de la Iisus în această seară să se comporte aici ca un musafir. Pentru că El este Domn al domnilor și este împărat al împăraților. Simon îl cheamă pe Iisus de la casă ca musafir. I-a dat o masă și o chema prietenii scoditori și curioși și se aștepta cumva ca Iisus, dragii mei, să se comporte ca un musafir clasic. Acum, ca și mine și dumneavoastră, aveți uneori statutul acesta de musafiri. Acum eu vă spun care e condiția unui musafir și o știți bine. Când ești musafir și ești chemat undeva, îți place și dacă nu-ți place? La ce mă refer? Să zicem că ai niște prieteni care tocmai și-au terminat de construit casa, au reușit să facă ultimele retușuri și te-au invitat la ei acasă pentru prima dată. Acum tu cu nevasta te duci la oamenii ăștia, te duci spre casa lor. Și tu cu soția discuți, mama, au zis că și-o cumpărat ceva travertin de până Italia, de pe la Milano. Nu, cred că au fost scump. Discuții din astea. Am auzit că ceva designer de pe la Timișoara, unul. Mama. Și intri, ajungi la oamenii ăștia acasă, bați la ușă și primul lucru care ți se spune care e, simte-te cum. Și vă spun, când ești musafir numai ca acasă, nu te poți simți. Că dacă m-aș simți ca acasă, n-ați vrea să știți unde ar fi pantofii. Ei, simte-te ca acasă, bun. Și
faci primul metru, intri în casă la prietenii tăi care tocmai și-au terminat casa de construit. Și prima dată e o chestie estetică. Te uiți. Roz bonbon. În mintea ta spui, Doamne, ferește, ce culoare. Dar ce spune gura? Wow! Wow! Vă place? Nota 10. Să-mi dați numărul de la designer că vreau și-o. Ai trecut peste șocul ăsta estetic și te-ai pus la masă. Și servește o masă. Și ai ajuns la prima lingură de la supă. S-a întâmplat cumva ca sora de emoții, a fost stresată, să scape toată ogna salină pe acolo, în ciorba aia. Pride-ul e acolo la un loc, cu ogna Mureș. Și acum oamenii se uită să vadă cum... Și ei prima înghițitură. Și ce spui? Wow! E delicioasă! Nevastă, te rog frumos, e rețeta. E ceva extraordinar. Vă mai pun? Nu, că-s la regim, e ok. Bine. Oameni buni, când ești musafir, îți place? Și dacă nu-ți place, corect? Bun. Vine Iisus. Vine Iisus la Simon acasă. Și auziți, s-a aștepta, probabil că și-a pus diploma aia de doctor în teologie să o vadă cumva Iisus bine, să... și-a pus cărțile pe masă să-i dea cărți cu autografe la Iisus, că era teolog. Și începe Iisus. Simone, am venit în casa ta, aia n-ai făcut. Ăsta e șocat. Pe cum adică? Ce fel de musafir e ăsta care vine să mă critique pe mine la, acasă la mine? Îmi imaginez ce șoc a avut probabil nevasta lui Simon. Cum adică ne critică la noi acasă? Adică eu m-am stresat, am pregătit mâncare, felul întâi, felul doi, am pus și cheesecake, am comandat de la cea mai tare cofetărie din Timișoara. Cum adică? Și mă critică la mine acasă? Știți care e șocul lui Simon? Șocul lui Simon, dragii mei, este că nu-și poate imagina cum un musafir poate să fie atât de critic la tine acasă, că îți place și dacă nu-ți place. Dar ceea ce Simon, dragii mei, nu a înțeles și va trebui să înțelegem foarte clar în această seară, dragii mei, este că Iisus Hristos este aici. Și vreau să vă spun ceva, El n-a venit ca musafir aici. Iisus Hristos, dragii mei, când îl chem, nu vine ca musafir. Știți de ce? El este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Iisus Hristos, dragii mei, când vine în casa noastră, El nu vine, dragii mei, să ne laude. El vine să ne scoată din mizerie, din păcat, din blestem, din legături. Pentru că e Domn! Și pentru că e Domn, spunea Nebucadnețar, El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Face ce vrea. Știți, de prea multe ori, dragii mei, noi îl tratăm pe Iisus ca pe un musafir. Avem și o cântare, vă aduceți aminte și o știți. Vino și în casa când? Sesizați timpul. Când? Și dacă avem și un acordeon, e și mai fain. Vino și în casa. Când îl chem tu pe Iisus? Știți când? Când îi bai. Când pruncul a luat o razna, când căsnicia e pe butuci, când finanțele, când sănătatea e praf, vino și în casa mea. Dacă aș ști câte solicitări am avut să mă rog pentru oameni, să vizitez oameni în perioada de pandemie ca niciodată. Vă pot confirma și frații slujitori. Dintr-o dată, când au fost probleme de sănătate, toată lumea, vino, Doamne, și în casa mea, te-o primit orice, numai să vii. Știți care e marea dramă? Este că vin oameni la biserică și vor un Iisus pe post de musafir. Știți ce vor de la Iisus când vine ca musafir? Te salveze, atât, dar să nu te schimbi cumva. Oamenii foarte mulți, știți ce am observat? E un trend greșit. Oamenii vor astăzi salvare, dar nu vor schimbare. Și îți convine dacă Iisus vine ca musafir, pentru că El vine și pleacă. Și lucrurile tale rămân. Stinge incendiu, problemele și după aia pleci mai departe. Iisus, dragii mei, însă, El nu vine ca musafir. Știți de ce? Pentru că El este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Vă dau un caz real. Probabil că l-ați auzit, l-ați citit, acum îl vi reamintiți. În urmă cu... înainte de pandemie, oricum poate, 4 ani la număr, o femeie din Piatra Neamț, 73 de ani,
Asta în fiecare zi făcea curățenie. Avea obsesia curățenii. Și într-o zi, o făcut curat într-o sâmbătă în tot apartamentul, din piatra neamță la etajul 3. Și la un moment dat a văzut o pată pe balcon, pe geamul exterior. A pus un scaun, a deschis geamul la balcon și a început să șteargă în exterior. A uitat de legile gravitației, de vârstă, de toate. Și a început să șteargă. A văzut o pată, a văzut încă una, că avea ochi de zoom de soacră, așa, pregătit. Și a mai văzut încă una și încă una. Și la un moment dat se creează un curent de aer și se închide geamul din interior. Și săraca femeie rămâne suspendată la etajul 3, cu laveta în mână că nu a vrut să o lase. Rămâne la etajul 3 în afară pe o limbă atâta de beton. Și începe să strige, ajutor, ajutor! Vecinii sună la poliție, la pompieri, 112. După câteva minute, ca niciodată, pompierii ajung la timp. Vine unul, un brav pompier cu o scară din aia telescopică până la etajul 3, o ia pe femeia asta în siguranță, împinge geamul de la balcon, o coboară în siguranță, se coboară și el în balcon. Aia, vai, de-ar fi fost în Ardelea Tulai, Doamne, mulțumesc, cred că nu știu cum a fost acolo, în Piatra Neamț, dar în fine, eu mulțumit, la care ăsta, o zi și spune pompierul, Doamne, nu trebuie să mulțumiți, eu mi-am făcut numai datoria, eu asta, pentru asta ați plătit, sunt pompier, nu trebuie să mulțumiți cu nimic, nu, dar îți mulțumesc, mi-ai salvat viața. Și acum zice pompierul, mama aia, nu te supăra, pe unde ieșirea? Și dintr-o dată asta se uită la bocancelui. Na. Și a zis, nu, unde? Na. Nu ce? Tu ai impresia că intri la mine pe covor cu bocance e murdari? Na. Doamne, poftim? Tu ai auzit bine, eu am făcut 3 ceas curat astăzi. Tu nu intri la mine pe covor. Tocmai salvase viața, deci nu, o mică chestie. Și zice, derutat pompierul, dar Doamne, unde să ies? Pe unde ai venit? Ăla săracul deschide geamul, colegii, băieți, ce? Ridicați scara, ce? Vă spun mai târziu. Se duce acasă, terminătura și se pune pe Facebook și scrie un articol care a devenit viral în 24 de ore. Și când l-am citit, m-am amuzat. Dar în același timp recunosc că am găsit în el elementele spirituale ale multor oameni ale vremii. Știți ce vrem noi? Noi am vrea, dacă se poate, un Iisus pe post de pompier. Vino și în casa mea când furtuna e grea. Vino, Doamne, și în casa mea că am probleme. Și când Dumnezeu le rezolvă, Doamne, îți mulțumesc, acum de aici mă descurc cu voi mai departe. Știți care e marea drama oamenilor de astăzi? Este că sunt foarte mulți oameni care vor salvare fără schimbare. Vor, dragii mei, dacă vreți, un Iisus pe post de pompier care să stingă incendiile din viața lor. Ai bun, slujesc de ani de zile și mă bucur foarte mult când văd oameni care vor să se boteze. Mă bucur foarte mult când văd oameni care vor să se pocăiască. Dar trebuie să recunosc că m-am pus, citind cuvântul Domnului într-o zi, m-am pus în locul lui Ioan Botezătorul și m-am gândit, de aș fi fost în locul lui Ioan Botezătorul, cum aș fi reacționat eu? Imaginați-vă, Ioan Botezătorul e în culmea succesului, vin mii de oameni, dar nu oricine, veneau ofițeri, veneau militari, veneau tot felul de oameni, cărturari, veneau să se boteze. Ce am fi făcut noi? Băieți, pregătiți robele, pregătiți live-ul, vezi să fie transmise pe toate cadrele, vezi să dați share, distribuire masiv, că avem un mare eveniment. Se uită Ioan Botezătorul și spune un lucru șocant, aparent. Și ce spune? Pui? Dar de ce le spune așa? Știți de ce? Pentru că, de fapt, continuarea ne spune de ce. Cine v-a învățat ce să faceți? Pentru ce veneau oamenii acolo? Că îl iubeau pe Dumnezeu? Nu. Știți ce vreau? Să scape și atât. Nu vreau să se schimbe. Vreau să scape de un singur lucru, de mânia viitoare. Ăștia nu vor să trăiască cu Iisus pe pământ, ci numai dincolo. Dar, dragii mei, Mântuitorul a spus, cine se va rușina de mine pe pământ înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui. Ce vreau oamenii ăștia? Și ce vreau? Un musafir care să le rezolve problemele, nu un mântuitor care să schimbe cu adevărat viața.
Frații mei, adevărul este că dacă în această seară ne-am așteptat ca Iisus să fie un musafir, El nu este. Spun încă o dată un adevăr simplu și profund. El este Domn al domnilor și împărat al împăraților. L-am chemat pe Iisus în seara aceasta aici prin rugăciune. Și sunt convins că sunt oameni care s-au rugat sincer în locul ăsta. El n-a venit aici ca musafir. El este Domn peste biserica aceasta. Iisus Hristos, dragii mei, este capul bisericii. El rânduiește toate lucrurile, El face ce vrea, binecuvântat fie numele Lui. La ce să nu te aștepți de la Iisus? Ultimul lucru pe care vreau să subliniez este acesta. Să nu te aștepți de la Iisus să poți să stai la masă cu El dacă nu te prăbușești înainte la picioarele Lui. Să nu te aștepți de la Iisus să-ți vorbească ce vrei tu să auzi pentru că o să-ți vorbească ce ai nevoie să auzi. Să nu te aștepți de la Iisus să se comporte ca un musafir când El este Domn. Și un al treilea lucru, să nu te aștepți de la Iisus, ascultă-mă, să poți să stai la masă cu El dacă nu te prăbușești înainte la picioarele Lui. A venit Iisus în casa lui Simon, fariseul ăsta. Unde l-a așezat pe Iisus și unde s-a așezat Simon și prietenii lui? Știți unde? La masă. S-au așezat toți la masă, îmi imaginez cadrul ăsta, la o masă mare probabil, și-au pus coatele pe masă. Eu sunt învățător, el învățător. Proroc noi, că zis, dacă ar fi ce? Dacă ar fi proroc, ar ști cine-i păcătoasă asta. Na. Și s-a uitat la femeie de sus în jos și s-a uitat și la Iisus. Știți ce am vrea noi? Noi am vrea, avem impresia că putem să venim în biserică sau în altă parte, îl chemăm pe Iisus, îi facem o invitație, Iisus vine și ne punem direct la masă cu El. Asta la masă cu cineva simbolizează părtășia. Mâine o să aveți cină, nu? Mâine avem și noi cină la biserică. Sunt atâția oameni care vin la biserică și cred că pot să stea direct la masă cu Iisus. Ei cred că pot să aibă părtășie cu Iisus, dar dragii mei, a venit o femeie păcătoasă din cetate, știți cu ce se ocupa femeia asta? Când Biblia folosește sintagma o femeie păcătoasă, e clar că se referă, fără dubii, la o femeie care își vindea trupul pentru bani. Și ce face femeia asta? Nu știa teologie multă. Ceea ce e interesant este că nici măcar nu a chemat-o nimeni acolo. Să te duci neinvitat. Asta e și mai ceva. Credeți dumneavoastră că au primit un flyer să veniți sâmbătă seara ca vine Iisus la noi, la biserică? Nu a invitat-o nimeni. Oameni buni, pe femeia asta nici pe prieten la Facebook nu ai vrea să o ai. Pentru că pentru noi reputația e totul. Cum ne văd oamenii? Vine o femeie, aude doar că Iisus e în casa lui Simon. Știa foarte bine cum o să fie văzută de către oamenii ăștia. Știa foarte bine cum o să se uite la ea. Știți ce îmi place? Femeia asta, când a intrat în casa lui Simon, nici măcar nu a bătut la ușă, că nu dădea nimeni voie să intre. Asta a intrat cu forța. Și au zis, intră probabil în sufrageria, în living-ul ăla. Imaginați-vă toate privirile lotite înspre ea. Imaginați-vă pe Simon. Ce căutăm asta? Cum a intrat asta aici? Scoateți-o afară. Dar până se apuce să o scoate afară, ea se prăbușește unde? La picioarele lui Iisus. Știți de ce? Pentru că ea nu a venit acolo pentru Simon. Ea nu a venit pentru evanghelist, ea nu a venit pentru proroc, ea nu a venit pentru predicator, ea nu a venit pentru X, pentru Y, ea nu a venit pentru nu știu cine. Ea și pentru ce a venit acolo? A venit pentru Iisus. Ea nu are ochi pentru nimic altceva decât pentru Iisus. Și tot ce e în interesul ei, tot ce e în mintea ei, tot ce e în inima ei, îl vreau pe Iisus. Nu știu cum, dar vreau să ajung lângă Iisus în seara asta. Și a venit și când l-a văzut pe Iisus, singurul care s-a uitat diferit la ea. Și ce a făcut? S-a prăbușit la picioarele lui Iisus
și a început să plângă. Pentru că nu poți să stai la masă cu Iisus până când nu te prăbușești înainte la picioarele Lui. Pentru că nu poți să ai părtășie cu Dumnezeu aici pe pământ și sus. Avem o cântare frumoasă și am să stau la masă cu cine? Cu a mea mireasă sus în cer. Și am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Pentru că nu poți să ai părtășie cu Iisus dacă nu ai pocăință înainte, dacă o te prăbușești la picioarele lui Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia asta începe să plângă. Și ce înseamnă lacrimile ei? E unul dintre elementele importante ale pocăinței și fundamentale, fără de care nu-i pocăință. Regret. Pocăința începe, dragii mei, cu a-ți regreta păcatele, a-ți le recunoaște, că se aruncă la picioarele lui Iisus. Ea e singura care își cunoaște locul în raport cu Iisus. Și n-avea nici măcar o zi de teologie. Dar mai face un lucru care e parte componentă a pocăinței. Își regretă păcatul. Știți de unde deducem că își regretă păcatul? Că plânge. Acolo în limba greacă sensul este că i-a spălat picioarele cu lacrimile ei, spune că a plouat cu lacrimi din ochii ei. Și ce dă nota asta? Intensitatea regretelor. Îmi dai voie să te întreb când a fost ultima dată când a plouat cu lacrimi din ochii tăi în prezența lui Iisus? Dacă a fost vreodată? Dar femeia asta mai face un lucru. Și ce mi se pare absolut fabulos? E că nu scoate un cuvânt. Nu-i mai bine să taci tu și să vorbească Dumnezeu cu tine și pentru tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, uitați-vă că femeia asta a venit cu ceva în mâna ei. Cu ce a venit? Știți cu ce a venit? Cu un vas de mir. În vremea respectivă, dragii mei, mirul era, dacă vreți, parfumul vremii. Ăsta era parfumul. Ce credeți dumneavoastră, știind cu ce se ocupa, ce credeți că făcea femeia asta înainte cu parfumul ăla? Pentru ce îl folosea? Că era foarte scump. Unii teologi vorbesc că ar fi vorba despre 3.000, 4.000 de dolari, valoarea lui. Unii chiar mai mult. Plata unui om pe un an de zile. Ce credeți dumneavoastră că făcea femeia asta cu parfumul înainte? Știind cu ce se ocupa? Știți ce făcea? Încerca să atragă oamenii în păcat. Să trezească, știți ce? Simțurile. Simțul olfactiv. Să atragi oamenii în păcat. Vine cu parfumul ăla, cu mirul ăla și face un gest. Îl sparge și spală picioarele lui Iisus. Lacrimi și parfum și mir. De ce credeți că face lucrul ăsta? Pentru că a vrut să transmită ceva lui Iisus și nouă în seara asta. Știți ce? Până aici. De aici încolo eu am terminat-o cu păcatul. Eu de aici încolo nu mă mai întorc la ceea ce am făcut. Eu de azi încolo am o altă viață. Eu renunț la păcat. Eu îmi recunosc păcatul pentru că mă plec la picioarele lui Iisus. Eu îmi regret păcatul pentru că plânge. Ea renunță la păcat, pentru că asta e pocăința. Pentru că sparge vasul ăla. Știți? Știu că aveți slujitori aici care sunt aplicați spre studiul Scripturii și este o mare binecuvântare. Evanghelia după Luca este cea mai cronologică dintre toate evangheliile, adică ține cel mai bine cronologia, datele în funcție cronologică. Știți că imediat după ce am textul pe care l-am citit eu, se spune așa. Nu erau capitole când s-a scris Biblia și versete, mai târziu s-a împărțit ca să ne fie mai ușor de citit și de reținut. Dar și ce spune mai departe textul? Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el, Evanghelia după Luca capitolul 2. Și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria a zis Magdalena, din care ieșiseră 7 dragi, Ioana, nevastă lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care l-ajutau cu ce aveau.
De ce credeți că Luca plasează informația asta imediat după narațiunea cu femeia păcătoasă? După ce îi spune, iertate sunt păcatele, credința ta te-a mântuit, du-te. Știți unde merge femeia din ziua aia? Știți ce vrea să spună Luca? Hei, uitați-vă aici. Știți ce a făcut femeia asta? Când a ieșit din casa lui Simon, iertată și eliberată de păcat, erau multe alte femei care împreună cu ucenicii mergeau după cine? După Iisus. Evanghelistul Luca, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne spună, femeia aceasta, din ziua aceea, ea n-a mai plecat pe drumurile ei, la vechea ei viață. Femeia asta a mers după Iisus. Ai venit cum ai venit în seara asta. Iisus este aici. Cum pleci de aici? Vrei să fii din nou orgolios și infatuat și să spui, ok, mă mai gândesc. Când ai de gând să-ți confrunți păcatele din viața ta? Când ai de gând să te oprești din drumul pe care mergi? Când ai de gând să recunoști că ești și că sunt un păcătos? Și că singurul lucru pe care îl merităm, de care suntem vrednici, cel mai înălțător lucru pe care îl poate face un om, este să se prăbușească la picioarele lui Iisus. Ăla e locul nostru. Asta e locul meu și al tău în raport cu Dumnezeu. Dar să te prăbușești la picioarele lui în seara asta. Și să auzi din gura lui Iisus, iertate sunt păcatele, credința ta te-a mântuit. Te să ai pace, să umbli în pace. Predicam în urmă cu mulți ani de zile. Eram slujitor în Ștei pe vremea aceea și la Biserica Speranța. Și țin minte și acum că am predicat despre iertarea lui Dumnezeu într-o seară. Undeva la balconul bisericii noastre era o femeie, o doamnă venită din lume, era din Ștei, de lângă Ștei, dintr-un sat de lângă Ștei. Și țin minte când am predicat că Iisus Hristos poate să ierte orice păcat. Efectiv, în timp ce predicam, o vedeam, era la balcon și tădea din cap. Mă contraziceam. Trebuie să recunosc că m-am ispitit o leacă. S-a terminat programul și vine la mine fratele Cornel, care era acolo casier și ușier la biserică, o dublă funcție. Și-a zis, frate Dorel, pregătește-te, ce-i baiul? Te așteaptă o femeie la birou. Mă zic, cred că e una nervoasă. O fost cumva la balcon... Da, cred că știu cine-i. Am intrat în birou, era acolo, era agitată și am zis, trebuie să recunosc că n-am zis-o din inimă, pacea Domnului. Am zis-o, pacea Domnului. Că m-a enervat, că m-a contrazis toată predica. Și avea și un, tot scria ceva acolo și făcea așa, nota. Am întins mâna cu sotă la mine și a zis, domnul pastor, zice, eu nu vreau să fiu direct, zic, și mai bine. A zis, fii atent, zice, tu ai spus ceva acolo, asta, zice, fii atent, vezi că te-am scris tot, aici e notat. Da. Ai spus că Iisus Hristos poate să ierte orice păcat? Zic, da. Se uită la mine, tu te auzi ce spui? Da. Dom'le, ai spus că Iisus poate să ierte orice păcat. Asta am spus, femeie. Și s-a uitat la mine și a zis, dar tu chiar crezi ce spui? Am zis, Doamnă, cred din toată inima mea că Iisus poate să ierte orice păcat. Pe ce te bazezi? Dar pe ce te bazezi?
Și am zis, Doamne, mă bazez pe asta? Și când mă uit la mine și mă uit la ce am fost, la ce am făcut și de unde m-a scos Iisus, mă bazez și pe asta. Dar atunci am dat mingea în terenul ei. Dar tu nu crezi? S-o dau pe spate. Nu prea cred. Orice ce păcat, să fim serioși. Doamne, orice ce păcat. Și-a zis, tu știi cu cine stai de vorbă? Zic, nu. Tu știi ce am făcut eu? Nu știu. O zis, în fața ta stă o femeie care a făcut, dacă mi-aduc aminte, mi-a spus 15 avorturi. În fața ta stă o femeie care a făcut 15 avorturi, adică atâta Biblie știu și eu că e o crimă și un păcat. Adică în fața ta stă o criminală de 15 ori. Și tu vrei să-mi spui mie că pe mine mă mai poate ierta Dumnezeu? M-am uitat la ea. Probabil că dacă m-aș fi uitat prin ochii mei, aș fi zis poate altceva. Dar am privit-o nu prin ochii mei, ci am privit-o prin ochii Scripturii. Și am spus, Doamne, din toată inima mea cred că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vă poate ierta de toate păcatele astea. Și a zis, chiar crezi asta? A zis, toată inima mea cred. Și a zis, și acum ce ai de făcut? Și am zis, simplu. Hai pe genunchi. M-am pus pe genunchi, s-a pus și ea și a zis, ce trebuie să fac? Și am zis, fiate, mă rog eu și după aia te rog și tu. Dar eu nu în afară de Tatăl nostru și îngerașul meu, nu știu altceva. Zic, ascultă-mă. Spune doar atât. Doamne Iisuse, te rog să mă ierți și să mă mântuiești. M-am rugat, aș fi vrut să cuprind toate textele de încurajare din Scriptură, rugăciunea mea. Dar după ce m-am rugat eu, a început femeia asta, era pe genunchi acolo în birou pastoral. Și vreau să-ți spună, Doamne, ești o păcătoasă, ești o criminală. Tu știi că am vrut să-mi pun capăt vieții de două ori în ultimele 6 luni de zile? Știi că am vrut să mă omor, să-mi iau viața, pentru că am crezut că nu mai este nicio șansă pentru mine, că o să merg în iad oricum. Dar, Doamne Iisuse, dacă Tu existi și dacă ce spune omul ăsta e adevărat, că Tu poți să ierți orice păcat, eu stau aici și te rog să mă ierți și te rog să mă mântuiești. Oameni buni, nu sunt un om care se pune prea mult preț pe simțuri, dar pur și simplu, efectiv am simțit în momentele acelea că în locul acela erau ca niște lanțuri care se sfărâmau și se rupeau unul după altul. Multe lanțuri care erau, parcă auzeam zgomotul unor lanțuri rupte. Știți ce s-a întâmplat? Când s-a ridicat, când ne-a ridicat, s-a uitat la mine și a zis, domnul pastor, am simțit în timpul rugăciunii că vine cineva, că e cineva aici și am simțit că e cineva care ia de pe spatele meu o grea povară. Și a zis, mă simt atât de liberă și mă simt atât de ușoară încât parcă nu sunt eu.
Și a zis, domnul pastor, cred că s-a întâmplat ceva. E ceva ce s-a întâmplat acum aici. E ceva ce s-a întâmplat. Și a spus, e simplu. Acum, Iisus Hristos te-a iertat și te-a eliberat. Și El te mântuiește. Jumate de ani mai târziu am avut botez la biserică și primul candidat la botez care a intrat era femeia asta. Eram în apa botezului. Am uitat la ea și am întrebat-o, tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Și a zis din toată inima. Și a spus, tu crezi că El te ierta de orice păcat? Și a spus, din toată inima cred că m-a iertat de orice păcat. Astăzi, femeia asta e o femeie matură, e o femeie care s-a consacrat foarte mult în lucrarea lui Dumnezeu, e o femeie prin care alți oameni, alte femei din cercul ei relațional s-au întors la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Iisus iartă și pentru că Iisus eliberează. Suntem aici în seara asta, ești aici, ai auzit seriile acestea mult despre Iisus, știi ce ai de făcut. Vrei iertare? Vrei eliberare? Vrei mântuire? Cine vrea să fie Iisus pentru tine? Vrei să fii musafir? El nu este musafir. Dacă vrei să vină ca Domn, El vine și schimbă. El schimbă obiceiuri. El schimbă obiceiuri păcătoase. El schimbă viața din temelii. Pentru că spune Pavel, am murit și am înviat și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și spune Pavel, orice gând îl fac rob ascultării de Dumnezeu. N-ai vrea începând din seara asta să-L chem pe El ca Domn și Mântuitor în viața ta? Haide să ridicăm o picioare. Și aș vrea preț de câteva momente să ne plecăm capetele în pământ, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. O să te întreb. Vrei să-ți ierte păcatele? Vrei mântuire? Sunt oameni în locul ăsta? Sunt oameni aici care au nevoie de iertare și de mântuirea lui Iisus Hristos? E cineva care vrea să audă în dreptul lui, iertate sunt păcatele? E cineva care vrea să audă în seara asta, du-te în pace, credința ta te-a mântuit? E cineva care are nevoie de iertare și de mântuire în seara asta? Dragii mei, pocăința e un act public. Pocăința nu e un act făcut în ascuns. A te pocăi, a te întoarce la Dumnezeu, a fi iertate păcatele, a fi scris numele tău în cartea vieții, a fi mântuit, nu e o chestie de făcut pe de ascuns. De-aia întreb în modul cel mai clar și direct. Există oameni în seara asta aici care au nevoie de Iisus ca Domn și Mântuitor? E cineva care are nevoie de iertarea păcatelor în seara asta? E cineva care e încorsetat, grăbovit de păcat? E cineva în seara asta care are nevoie de mântuire și tu înțelegi că nevoia ta cea mai mare în seara asta nu-s curiozități escatologice? Nevoia ta cea mai mare în seara asta nu-i să știi mai bine nu știu ce concept teologic și dogmatic. Nevoia ta cea mai mare e nevoia de mântuire. Pentru că ești dator vândut și suntem dator vânduți, dar a venit Fiul lui Dumnezeu să plătească pentru noi păcatele și datoria noastră. De-aia întreb dacă e cineva aici, în locul ăsta, care are nevoie de El ca Domn și Mântuitor, dacă e cineva și vrei nu pentru mine, ci lui să-i spui, acolo unde ești, ridică-ți o mână spre El și spune, Doamne, mâna asta mea ridicată în seara asta e un moment al pocăinței, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva care vrea să-i spună lui Iisus, Doamne, sunt aici în seara asta și eu am nevoie de iertare și am nevoie de mântuire reală. Dacă pe lângă această mână care a fost ridicată, Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Dacă mai sunt oameni în seara asta, Doamne, Domnule, poate că spui frate și soră,
Dar poate că numai frate și soră nu ești. Dacă mai sunt oameni în seara asta care vor să-și asume public asta înaintea lui Dumnezeu și au nevoie și recunosc că au nevoie reală de Iisus în locul ăsta, dacă mai este cineva, mai întreb o singură dată, după care vreau să ne rugăm. Ai îndrăzneală în seara asta, în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune, să ne rugăm ca Iisus să mântuiască în seara asta la Jebel. Ca Iisus să elibereze aici. Ca Iisus să dea o viață nouă. Iertate sunt păcatele. Credința ta te-a mântuit. Haideți să intrăm în rugăciune și haideți să-L rugăm pe Domnul să ierte și să mântuiască în seara asta.